să stau să vorbesc. Ține o oră, ca eu să vorbesc două minute. Bună seara și bine ați venit la evenimentul nostru. Este o bucurie să ne reîntâlnim cu o carte a Oanei Savi, de data asta, un roman pentru copii. Mulțumim mult că ați venit. Avem colegii din filiala unui scriitor din Bacău să-i prezentăm. Violeta Savi, George Calcan, Liviu Piscop, domnul profesor Ioan Neapciu, domnul editor și critic literar Cornel Galben, avem și presată, pentru că eu primă înțeles că mulțumim că ați venit. Tată fericită al autoarei, dramaturgul Violeta Savi, Adrian Lungu, poeta Viara Păluță, văd. Ce mai văd? Mihaela Păpușanu, jurnalista noastră, Felicenție, Oana Gheorghe, Mirela Polani acolo. Și două fetițe scriitoare de la mine, prin cenacul de la Serii Literale, Carina și Pia Gheorghe. Sunt aici și mă bucur mult că au venit și copii. Pentru că e o carte pentru copii. Dar la fel de bine se poate citi și cu zâmbetul de frunze și de către cei mari. Poeta Ramona Romana. Pui să vorbească pe la fel de repede. Da, bun, să continuăm. Citind această minunată carte, am realizat câteva lucruri despre literatura pentru copii, literatura pentru copii actuală. Și mă gândeam, pentru că am acces la majoritatea revistelor literare din țară și din Bacău, cât de puțin poftiți, domnul președinte, haideți în față. Haideți, vă rog. Președintele filialei USR, Dumitru. Așteaptă rugați. Da, vă rugăm! Spuneam despre literatura pentru copii. La noi, în ultima vreme, a fost denumită cenușăreasa literaturii. Pentru că adevărul este că este un gen greu, atât de scris cât și de parcurs. Și lumea în general s-a ferit de acest gen literar. Dar eu mi-am adus aminte cu mare drag de cărțile copilăriei mele. Pe atunci era o adevărată propaganda literaturii pentru copii. Și cenacurile literare pentru copii mergeau foarte bine și lecturile publice și la Casa Pionierilor era cer pentru literatură pentru copii și învățam să citim și să scriem acolo. Și mi-am adus aminte că era cumva echilibrată balanța între literatura pentru copii românească și literatura universală. Aveam destule cărți și dintr-un segment. Și dintr-o cine nu și-a avut aminte de marile edituri care au editat Polirom, Humanitasul, Nemira, cărțile toate ale lui Jules Verne, Charles Perrault, Mark Twain, Jonathan Swift, Lewis Carroll, Carlo Collodi, Alesința la minunii voastre. Poveștile fraților Grimm, Antoine de Saint-Exupéry și mulți, mulți alții. Dar, spuneam, echilibrarea balanței se făcea și cu literatura română și mi-aduc aminte că le făceam la școală și acum nu se mai fac, nu mai sunt în manualele elevilor, Creagă și Caragiale, apoi sigur l-am făcut la școală pe Cezar Petrescu cu Fran, Cursul Polar,
eu la seriile literare încercam copiilor, chiar le-am dat Franul Supolar să-l citească și să-l comenteze. Apoi, dacă vă aduceți aminte de Octav Panduiaș, ce mare scriitor pentru copii, ce momente nemaipomenite crea pentru copii, atât în televiziune, cât și prin cărțile sale. Deci, Reșar, ce să vă mai vorbesc, că au fost cărțile copilăriei noastre, apoi Mihail Drumeș, apoi Radu Tudoran și mulți, mulți alți autori. Costache Anton. Exact, Costache Anton. De ce se întâmplă acest gol, acest vid despre care toată lumea vorbește în literatura română cu referire la literatura pentru copii? De ce? Pentru că, în afara marilor edituri care abia în ultimii ani au reușit să-și facă o colecție junior, numită junior, Humanitas Unemira, au colecțiile lor junior, dar în general sunt de traduce, autorii de literatură din țară, de literatură pentru copii, întâmpină niște dificultăți. Cărțile pentru copii sunt foarte scumpe, ilustrațiile color sunt foarte scumpe, hârtia trebuie să fie de bună calitate, sunt niște condiții care trebuie să deprinde ori în partea privată a acestei, acestui gen literar, banii sunt puține sau chiar deloc. Nu același lucru se întâmplă în vest. În vest, literatura pentru copii este o adevărată industrie, este concurențială. Este extraordinar de bogată în vest. Acolo se fac promovări finanțate de către statele respective și programe pentru editarea cărților pentru copii finanțate de, de stat. Au, cum să vă spun eu, nu este numai o industrie, nu este numai interesul, interesul financiar al acestei, acestui segment de carte. Deci este și grija. Grija educării copiilor în, în pasiunea, în dragostea pentru lectură. Acum, și la noi, să știți că sunt progrese, chiar am citit acum, în ultima vreme, în această promovare, dar chiar și în teoretizarea literaturii pentru copii. Vreau să spun că în Bacău putem fi fericiți. Sunt încercări de promovare a literaturii pentru copii. Și la ce m-am gândit eu? M-am gândit la Fanclubul Mădălinei Rotaru. Dacă nu știți, părinții, trebuie să-l accesați. M-am gândit la acțiunile lui Adrian Șicu de la bibliotecă, care cel puțin în ultimul an face foarte multe acțiuni cu școala 10, cu licee, cu elevi pe anumite tematici din literatura pentru copii. M-am gândit că ar mai fi la noi, chiar în Uniunea Scriitorilor, noi publicăm un supliment la revista Plum, lunar, care se numește Scântei Galbene și care promovează acești copii, ce-ar lipsi ar fi ca televiziunile noastre din Bacău să facă emisiuni de lectură publică cu copii și pentru copii. Acum, asta a fost pregătirea mea în legătură cu literatura pentru copii. Să vedem despre ce-i vorba minunată carte a Umanei Sabin, care se numește Povestea înțeleptului Smotănilă și a unei tendițe cuvinți. Este o carte minunată. Eu am citit-o buză pentru buză într-o singură seară. Nu, probabil mereu să văd ce se mai întâmplă, dar nu o să vă povestesc nimic din această carte, pentru că ar fi păcat. Trebuie să o citiți cu curiozitate și cu drag. De aceea am citit, în schimb, ca teoretizare la literatura pentru copii, cam care ar fi ingredientele unei cărți ca să te atragă. Și bineînțeles că le-am regăsit pe toate în cartea Oanei. Ar fi așa, să conțină aventură, să fie scrisă cu umor, să aibă o componentă educativă,
să aibă ilustrații atractive și, bineînțeles, să stârnească curiozitatea și imaginația lectorului. Iată cum romanul Anii Sagin aduce exact îndeplinirea cerințelor teoretice și un lector nu își va da seama la lectură de toate astea, de aceste obiective, pentru că pur și simplu va fi furat de acțiune, de personaje, de dialogul susținut, de parte cu eroului nostru, nu își va da seama decât poate la final de mesajul umanitar și educativ al cărții. Exact în asta constă o scriitură bună în literatura pentru copii. Și anume, domnul Smotărina, care este un notar foarte special, foarte deosebit de cei obișnuiți, pentru că înțelege drive-ul omenesc, are o mulțime de aventuri, la care, vrând nevrând, participăm cu dragoste față de acest Smotărina deosebit. Și anume, el circulă între două curți dintr-un sat, foarte frumos descrise, cu multe animăluțe, și se atașează de prietena sa, Maia. Exact ceea ce trebuie, ca ingredient. Aventurile lui, prin și prin ce trece între aceste excursii pe care le face. Deci aventura avem umorul, cu altă cerință, este permanent. Deci vezi citi cartea cu zâmbetul pe buze. Și din dialog reiese, și din situațiile respective, este și umor din situație și umor din dialog. Dar ce este interesant pentru noi, că suntem văd că mai mulți oameni mari decât copii, este mesajul educativ al cărții. Și m-a impresionat cum a reușit Oana să transleze acest mesaj din dialogul copilăresc, din întâmplările copilărești pe care le parcurgem în lectură. Pentru că dacă am considerat noi oamenii mari că personajele acestei cărți sunt, și întâmplările lor sunt de fapt alegorii ale unor caractere, ale unor tipologii, am înțelege că, de fapt, cartea este despre relaționarea umană și mesajul este de bine. Este de prietenie, de înțelegere, de iertare, de schimbare în tine și mai este educativ și prin avertismentul că o să găsiți acolo un personaj simpatic de altă, dar răutăcios și care și el este tolerat până la urmă și acceptat de comunitatea respectivă în care trăiește. El se numește Montanu Amadeu. Amadeu, știți ce înseamnă etimologic? Înseamnă sufletul lui Dumnezeu. Era Amadeus, era Mozart. Așa. Și acesta este un mesaj care pe mine m-a impresionat. Și el, până la urmă, este acceptat în comunitate, înțeles și se împrietenește cu ceilalți. Ce-am mai remarcat, și cu asta închei, când vă plictisesc, structurarea romanului. Structurarea romanului face din Oana Sagin un profesionist, pentru că la fiecare început de capitol o să găsiți în preambul, așa arată, un mic rezumat al întâmplărilor din capitolul respectiv. Sunt 12 capitole. Ce realizează Oana cu treaba asta? Realizează exact punerea în evidență și sintetizarea întregului roman. Ca la școală, idei principale. Este foarte important și un copil cred că va beneficia de înțelegerea lecturii perfecte prin această structurare făcută. O felicit pe Oana și mulțumesc mult pentru bucuria acestei cărți. Îi așteptăm și următoarele și o felicit și pe Maia, care știu de ce nu a venit, și pe bunici, și pe Morganila, și pe vecini. Toată acțiunea cărții aș vrea să o citiți cu curiozitate. E foarte frumoasă.
Zici că pleci, mai omule. Da, eu vreau să plec. E tocmai de asta. Vorbește de la... De la o carte de arhitect, de la o carte cu smoteniei, de la citit stâmp și de la unei moți. Asta e viața. Mai e mântă de la Ciopan. O să ne duc președinte Consiliul Grățeană. Cartea era adesului, astăzi, practic, ar trebui să participă la lansarea cărții, dar, din păcate, participa doar să spiritul că doar să spiți n-avea cum spate nici pe ce fiză. Da, aș porni de la finalul de ce spunea doamna Cristina Ștefan. Doamna Ona, aveam 12 smoteniei, triburi de smoteniei, aveam 12 apostoli smoteniei. Ești Sfânt, trebuie să luăm și capitol. Da, o să-mi dați seama să răspuns la chestia asta. Ce-ar vrea să spun totuși? Eu cred că cartea se adresează deopotrivă și noi, celor nouă, celor leacă mai așa, mai în vârstă, pentru că noi așa, de la un anumit moment, o anumit, dau mintea copiilor. Și știți că și noi încet, încet vom da. Nu, este cercul vieții, trebuie să înțeleg, nu trebuie să fie rușine. Până la urmă ajungem din nou, unde-am pornit, afară, unde-am pornit, unde ajung, asta este altceva. Dar fiecare din noi, până la urmă, purtăm un copil în suflet. Copilul ăla din condiția, care îl aveam când eram și noi așa de tineri, îl putem cu noi toată viața, unii care nu poartă ură și altceva în suflet. Dar cei care poartă dragoste în suflet vor purta tot timpul acest copil. Și atunci e firesc să ne placă să citim, indiferent de vârstă, literatură pentru copii sau cărți pentru povești. Povestea e un lucru frumos, însă și istoria, nu e totuși o poveste frumoasă de multe ori, chiar dacă are și dacă multe lucruri au să plătut. Avem de războaie și așa mai departe. Doamna Alana Sade trece cu ușurință, totuși, de imediat. De la literatura pentru copii, la literatura adultă, la SF și așa mai departe. Asta dovedește o capacitate de adaptare și de asimilare a situațiilor reale sau ficționale, nu? Vorbeam noi pe la domnul Isacu, pe la Bucur, pe spune ficțional, da? Are această capacitate de plasticitate extraordinară, ceea ce, într-adevăr, o plasează pe o scriitoare italian și ne bucură că pe lângă Mara Paraschiv, care e membrele noastre și care a scris și mai scris că sunt copii, iată că Mara Paraschiv mai e un talentat scriitor care scrie cărți pentru copii. Să știți că a scrie cărți pentru copii cel mai greu. Copiii sunt cei mai exigenți, sunt cei mai direcți, mai sinceri. Dacă noi despre un autor spunem, măi, și ai scris bine, e frumos, ce să mai așa? Copilul spune înainte, îmi place, nu place, ce să mai așa? Ce-i cu smotăniul? Nu-mi place smotănesc, îmi place smotănesc, îmi place cum îmi desfilești. Cel mai exigent cititor, până la urmă, a unui autor, indiferent că e adolescent sau e scriitor consacrat, rămâne copil. Și noi, când eram copii, la fel, alegeam de timpul ăsta. Nu le-am citeam chiar de toate ori, îmi plăceau, poate nu îmi plăceau. Ceea ce a remarcat foarte bine doamna Cristina Ștefan, această, eu ar zice, tragedii, chiar dacă îi punem ghilimele de rigoare, ce se întâmplă în partea de început a învățământului unui străbineță primar, în care, într-adevăr, nu numai Ion Creangă sau ce și poveștile noastre nemuritoare au fost cam date de o parte, se folosesc mai puțin, se vorbește mai puțin despre ele, sau sunt cultivați. Și mă refer, dacă vreți, de la chiar zmeii noștri, cu făt frumos, cu mele de aur și cu celălalt, ne-au încântat cu plăriere, dezvoltat imaginația foarte mult. E păcat că eu nu zic să nu ne adaptăm, dacă se poate spune așa, și de literatura pentru copii, a fraților Lima, a lui Anderson, cum îi vreți dumneavoastră, povestele jungle și așa mai departe, albul ca zărbada și foarte bine. Dar haideți totuși, cred că ministerul și cei care totuși se adaptă literatura pentru copii, cred că cu mai mult, să ne promovăm și valorile noastre, aceste valori pentru copii, care sunt la fel excepționale. Eu le mai redescoper câteodată dacă la Radio Trinitate există o emisiune pentru copii. Îmi place în așa ascult. Sunt niște povești, așa cum se spun, seria din poveștile noastre vechi.
chiar cu drag ascult. De aceea zic că ceea ce face doamna Oana Sarin este de apreciat. Sper că nu se va opri aici, e doar un început, e o carte de început și că veți continua să scrieți pentru copii, pentru că, într-adevăr, copilul de dumneavoastră trăiește foarte frumos și trăiește intens. Și poate să transmită acest mesaj tinerilor generații, acestor generații care pășesc în viață și pentru început și care au nevoie, într-adevăr, de bucurie, au nevoie de imaginație, au nevoie să dezvolte imaginație, pornind de ceea ce se întâmplă în curtea lor. Înainte de a vedea ce se întâmplă, nu știu, cu găuri de imaginație sau găuri de văzduhuri. Iată, pornind, așa cum eu am răsuit, doar data nu mă găsesc că nu am așa să citesc, în data răsuitul, într-adevăr, să nu fac aproape de noi. Totul se întâmplă lângă noi. Nu suntem atenți, la mea timp suntem atenți preocupați și mă gândeam că lucrurile acestea se întâmplă lângă noi și cu puține imaginații le putem dezvolta. Povestindu-l copilul așa. Dincolo de toți care ar arăta foarte mult. Eu spor la lectură, spor și cei care aveți copii această carte să le prezentați copiii, să le povestim la cei mai mici care nu știu să citească, să le puteți să citească la cei mai mari. Succes, doamna Oana, în continuare, dacă ați început, țineți o alternativă. Și cu un roman pentru toți și pe o carte pentru copii. Vă mulțumesc, felicitări încă o dată. Eu să încerc scuze, mai stau la 6 fără 10, dar vreau să trec la ceva. M-a spus că dacă mă merg în partea a doua, n-ar să mi-ați citesc la toți. Arhimandrit. Trăim literar pe trei sanghi. E greu să vorbesc despre o carte de copii. Nu există o enigmă mai mare decât copilul. Într-un fel sau altul, toți suntem, avem ceea ce se numește simptomatologia copilăriei. Altfel n-am fi fost aici. Există în fiecare dintre noi o dimensiune ludică care nu trebuie pierdută. Brâncuș avea dreptate. Când nu mai suntem copii, suntem deja morți. Este admirabilă această dimensiune ludică a scriturii lui oameni, sabi. Puțin scriitori o au. Un ludic firesc. Un mod elegant, aș spune eu, de a valoriza ceea ce e mai important într-o cultură, dacă vreți, într-o civilizație, copilul. Sunt scriitori care aparent nu au închinat de copilul, numai aparent. Dau așa un exemplu de pildă. Nimeni nu mitizează mai bine copilul decât Dostoevski. Cei care l-au citit știu treaba asta. De ce? De ce? Pentru că Dostoevski avea ideea, pentru că tot am intrat așa de mână cu el, avea ideea lui că lumea nu poate fi mântuită decât prin frumusețe. Pune această doctrină a lui mai multe personaje din opera lui. Printre altele, să spunem, Mușchin, prințul Mușchin, din romanul Idiotul. Cineva îl întreabă pe prinț, oarecum, desigur, în Barjocolă, dacă vă amintiți, și cum va trebui să fie, prințe, frumusețea aceea care să mântuiască, care să salveze lumea, la care prințul îi răspunde, exact ca pentru noi în peisajul ăsta, să fie acea frumusețe exprimată de copilărie. De copilărie, spune, nu de copil. Deci frumusețea pe care o exprimă copilăria. Copilăria, deci nu copilul. Copilăria ca stare de spirit. Asta este, după mine, cea mai mare calitate a autoarei, pentru că într-o poveste, să spunem, aparent accesibilă, pe care se pare că am putea o scrie fiecare dintre noi, se pare, eu nu cred că aș avea talentul ăsta, creează o operetă, i-aș spune eu, interesant textul, ca să întâmplă muzica, ar fi grozav așa. Eu sunt așa fascinat de sincretismul artelor, care se dovedește aici, într-un fel sau altul, o colaborare care întotdeauna este așa cum este, între, să spunem, două viziuni asupra unei povești aparent banale.
pentru un copil nimic nu este banal. Ce salvează Oana într-o retorică inimitabilă este un, este un scriitor autentic, mai ales dacă o raportăm la o asemenea temă, pentru că cheia nu este neapărat ludică, nu? Ea, într-un fel, vrea să-l urmeze, să spunem, pe Ion Barbu, pentru că tot e neacșu aici, Ion Barbu, cel din După Melci, dacă vă amintiți, nu? În care povestea este un pretext. Deci important la acest roman al copilăriei, dacă vreți, mi se pare aura parabolică, alegorică, în viziunea Oanei Savin, o cheie pentru salvarea lumii, pentru mântuirea lumii, ar fi prietenia. Transfigurează aici mitul prieteniei. Prietenia care pleacă de la o comunicare sinceră. Deci sunt câteva atribute aici. Inocența, eu știu, dimensiuni specifice copilului pe care noi le pierdem. Ar fi interesant de dus mai departe, cred eu, un roman al pierderii copilăriei. Ce se întâmplă cu noi? Cine ne schimbă încât pierdem cea mai frumoasă parte a sufletului nostru? Cred că ar fi interesant de dus un roman pe o asemenea temă. Sigur că alegoria din Curtea Vorbitoare, de pe o stradă, în care personajele umane comunică parcă secret cu celelalte, cu întregul peisaj vorbește. Nu întâmplător e metaforasă acolo, întregul peisaj vorbește, toată lumea vorbește, toată lumea comunică. Comunicarea asigură acea prietenie și acea stare aproape divină, i-aș spune eu. E, după mine, o carte despre care se va vorbi și trebuie să se vorbească, însă aici trebuie avut, să spunem așa, curajul interpretării. A nu părăsi cartea și a considera că ea așa pare. Pare o frumoasă carte de grădiniță și sigur că, bine interpretată, copiii o ascultă, o asimilează, o repovestesc, dar nu știu dacă o înțeleg în dimensiunea ei, pentru că este, cum vă spuneam, aproape un poem al prieteniei, un poem al prieteniei și sigur că smotănilă înțeleptul este, eu știu, fiecare băiat din această, iar fetița cu minte, iarăși, este un personaj aparent comun, aparent comun. Înțelepciunea și cumințenia, iată două atribute pe care le recomandă autoarea, care nu le iei de aici de acolo, nu? Cumințenia pământului, ne întoarcem iar la Brâncuș. Pentru că, de ce? Și aici știm cu toții, observăm că și înțelepciunea este pe cale de dispariție, spuneam mai înainte, și cumințenia, și inocența, și candoarea. Candoarea, mie se pare excepțional surprins aici, nu știu, doamna Cristina, candoarea mi se pare. Dar și onestitatea. Și onestitatea, da, onestitatea. El este un onest, un caracter atât frumos. Am mai spus, eu mă întreb cum de reușim noi să pierdem ce e mai frumos în noi. Această pierdere de candoare, de frumusețe, nu? Care nu se poate recrea și nu se poate atinge decât
perpetuând acest mit al prieteniei, care iarăși nu există, sau nu există cum ar trebui la noi, unde e de observat. Și noi trebuie să fim primii artiști, dacă vreți, împotriva o perpetuare sau o proliferare a culturii unii, mă rog, a incomunicării, a unei rupturi. Ea a existat întotdeauna, nu este o cucerire a prezentului. Numai că opinia mea este că cei de dinaintea noastră au fost mult mai puternici decât noi și au știut, au știut să nu să înțeleagă că a ne pierde copilăria înseamnă a ne pierde darul divin cel mai frumos al nostru. Și eu sunt plăcut surprins, să spunem, de organizarea compozițională, de compoziția, de arta compoziției, de conciziunea, de coerența interioară a ideilor, de interferența unor categorii estetice, de la, să spunem, frumos, umor, comic, și așa mai departe. Totul într-o comunicare aparent accesibilă, spun eu. Deci veți vedea că scritura mai mult ascunde o calitate importantă pentru un scriitor decât exprimă. Mi-a plăcut această carte pentru că, ce să spun, m-a reînvățat, dacă vreți, să mă copilăresc, nu? Nu? Să fim copii pentru un o zi. Nu voiam mult și lectura o să vă plac. Sigur, cartea pune câte capitole sunt, tot atâtea posibile întrebări. Este o scritură interrogativă și simt eu că dovedește un talent real. Interesantă și colaborarea dintre cei doi artiști. Nu, asta era și ideea mea, nu m-au ascultat niciunul. Și bine că nu m-au ascultat, e bine să nu ne ascultăm între noi. Este o, mă rog, o concert, într-un fel sau altul, în colaborare, bănesc, între cei doi, să vizualizeze, dacă vreți, povestea. Să vizualizeze, să-i ofere muzicalitatea cromatică, dacă vreți. Să o ordoneze în limbajul artelor vizuale. Eu spuneam că mie mi-ar fi plăcut extraordinar de mult ca din această carte cineva să facă, că tot avem și colegii de muzică aici, și să facă o operetă. Eu așa văzut așa, o operetă. Și atunci ar fi intrat și regia, și scenografia, și toate. Artele, dacă ați observat, nu mai rezistă astăzi, și asta este infelicit pentru aceasta, nu mai rezistă astăzi decât într-o asemenea asidioză. Și nu e prea plăcut între noi, că pictorii se despart de scriitori, de muzicieni, de compozitori. Nu. Ele trebuie să funcționeze circularitatea lor și interferența lor. Eu vă felicit pe amândoi și pare rău că mai pot să fiu ca voi așa, dar e bine. Felicitări încă o dată și felicitări și dumneavoastră. Da. Și mai puneți întrebări, că noi... Da. Înainte de întrebări, spuneam la început că unul din ingredientele unei cărți reușite, și aici există multă pasiune făcut, sunt ilustrațiile. Dacă ați răsfoit cartea, sunt convinsă că Alex Ocu a citit-o cu plăcere, pentru că se vede plăcerea care cititor din imortalizările întâmplărilor lui Sumătănilă pe fiecare pagină. Alex, ce ți-a plăcut mai mult din partea asta? Bravo! Parcă de-aș fi pus eu. N-a vrut să vorbească. Ia zi.
Deci mi-au plăcut personajele, că sunt specifici băbilărești. Și mi-au plăcut... Din întâmplări, că uite toate și cu ghetuța ai făcut-o. Da, mi-au plăcut partea cu ghetuța. Și cu magazia aia de unelte unde trăia șepșorul. Da, mi-au plăcut locația unde s-au petrecut întâmplările. Nu e locația de lor. De ce? Locul, și aia, locul. Una e locația, alta e... Locul a zis locație și folosește corectul locul. Da? Să trece. Nu știu. Să pun grafică. Minuna, ai mai făcut grafică de carte până acum? Minuna, diferită unde pute excepțional. Mi-a oferit această oportunitate. Minunat! Este un debut foarte frumos și să te ții de treaba asta, chiar ai imaginație și viziune. Foarte frumos! Te felicităm și îți mulțumim pentru cartea asta frumoasă. Și eu vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți și deosebit celor care au prezentat cu atâta generozitate această carte și care mi-au fost întotdeauna alături, doamna Cristina Ștefan, domnul Dumitru Brăneanu, domnul Isaghi și mulțumesc de asemenea... Și domnul Ionel Sanu. Și domnul Ionel Sanu. Și mulțumesc de asemenea artistului nostru, Alex Oco, un tânăr foarte talentat, care este elev la Colegiul Național de Artă George Apostu, și care, prin ilustrațiile lui, trebuie să recunoaștem, a adus o notă de prospețime adolescentină. Da, deci, exact. Alex, pentru el este prima carte și cu siguranță nu se va opri aici. El este deținătorul a multor premii și, de asemenea, se ocupă de tehnoredactarea și designul revistei 13+. Deci, un artist veritabil pe care merită să-l încurajăm și să-i mulțumim. Încă o dată vă rog să-l aplaudăm. O autoare pentru copii spunea foarte frumos că atunci când scrie o carte pentru cei mici, ai în minte cel puțin un copil, cel care ai fost tu însuți. Și nu greșește deloc. Am scris această carte fiind matura unei povești, cam povești, între a unei prietenii totale, caldă, simplă, aducătoare de zâmbete și o schimbare în mine, între fetița mea de 11 ani și acest pisoi din vecin, care a venit odată în vizită și a hotărât să nu mai plece. A venit într-un moment nemaipomenit și cu toții de la mic la mare ne-am bucurat pentru că, stând 15 ani în Canada și hotărând să ne întoarcem în România, Maia și-a pierdut toți prietenii. Era acest sufletel nevinovat, acest pisoi înțelept și atât de cu minte, i-a umplut golul, întreg golul care, un gol întreg era și dintr-o dată și-a regăsit prietenii, nu că nu i-a uitat, dar dintr-o dată n-a mai avut nevoie de nimeni. Astăzi s-a născut acest roman, pentru că copilului din mine a venit foarte ușor să-l scrie, pentru că le-am privit jocul, le-am privit, uneori mai îi povestea tot felul de istorie în franceză și el s-a uitat cu ochișor mirați și sincer. După aceea am privit de asemenea cu mare atenție reacția celor doi căței, Daisy și Rex, care sunt cățelușii noștri și care au devenit și eroi acestei cărți. În schimb, fetița aceasta cu minte, pentru că așa i-am spus și așa și este, le-a observat tristețea și a îndreptat lucrurile imediat și până la urmă s-au îmbrăcat cu toții și a fost minunat. Sper să, din tot sufletul să iubiți și voi acest pisoi înțelept și această fetiță cu minte, pentru că merită cu pisosință, vă spun. Smotănână promitea în cuvântul înainte, cu siguranță îl veți citi, că, și sunt convinsă că a spus adevărul atunci când a promis că el va fi întotdeauna ascuns undeva în poveste, în paginile acestea lucioase și va reface cu voi întreaga aventură, pentru că pisoiașul acesta abia așteaptă să mă cunoască. Sunt tristă, când am terminat această carte am fost tristă, de fapt am fost teribil de tristă, pentru că dincolo de poveste este viața și a trebuit să mă întorc, să revin. Va fi însă întotdeauna
refugiul meu secret, în care mă voi întoarce mereu, pentru că povestea trebuie să continue, nu-i așa? Asta e. Voiam să vă mai spun, nu vreau să vă rețin prea mult, că astăzi deschidem oficial și studioul de realitate virtuală 9D. O premieră în Bacova, chiar în Moldova, după știința mea. Sunt filme și jocuri care vă vor permite să călătoriți virtual, să zburați, să mătați pe fundul oceanului, să întâlniți balene, uși polare, să schiați, dacă n-ați făcut-o niciodată. Într-un cuvânt, experiențe extraordinar de frumoase care vă vor îmbogăți spiritual. Vom face zile de naștere, vom primi grupuri școlare, familii, copii. Deci cu toții, cu toții... O tămânulească cu totul aici. De ce nu? Mi-ar face mare plăcere. Cu toții sunteți bineveniți. Vă invit să le încercați chiar acum, dacă doriți. Și să le socializăm. Mulțumesc mult! Vă invităm și vă vreau să la cuvânt, să nu credeți că da. Nu ai spectatori așa. Sigur. Da. La cuvânt, la întrebări, la domnul George Calcan. Da. Poetul George Calcan. Atenție la poeți, întotdeauna să fiți atenție fete, mă refer la fete. Dacă vedeți că e poet, să fiți atenție. Eu ce să vă spun? Eu am copilărit și eu la umbra lui Ion Creang. Da, la perioada. Pe meleagurile, ca să zic, ozanici. Dar nu pentru asta cred eu că am încercat să-mi păstrez copilăria. Poezia. Ci pentru că am intuit de timpuriu, că atunci când îmi voi pierde doza de naivitate și copilăria din suflet, atunci nu voi mai fi un poet. Un poet adevărat, vreau să spun. A scrie povestiri pentru copii, să nu credeți că e un lucru ușor. E un lucru foarte greu, pentru că cel care încearcă să o facă este obligat să cunoască, să zic așa, și avatarul unei copilării și bucuria expresă a unei copilării, dar și ce înseamnă de fapt copilăria. Un copil, mai scriam eu într-un text, mă rog, mai trecut puțin, acum câteva luni, este 80% format ca și caracter la o vârstă de 5 ani. Dar impresionează la un copil, de fapt, puterea de sinteză aceste ființe. Orice copil este o ființă vie care realizează sinteza între real și capacitatea fantastică, capacitatea minții lui de a-și imagina realitatea într-un stil propriu. O tabelă și el copil, nu? Motanilă ăla, e copil? Sigur că Motanu face transferul, dacă vreți, de la ființă, deci între om și natură. El învață lucruri de la Maya, care este sigur un copil mai mult sau mai puțin cu minte. Dar este cu minte într-adevăr. Vreau să spun că și eu personal am doi motani.
Pe unul îl cheamă Șoset și îl țin în casă, iar unul este afară, care este, mă rog, relativ vagabond, dar îl hrănesc în fiecare zi. Nu asta contează, dar am auzit că de fapt Smotănilă a murit și că așa Maia este foarte supărată pe chestia asta. Eu îi promit un modănaș, dacă voi reuși să-l prind unul de perimpiar. Dar nu despre asta voiam să vă vorbesc, ci despre puterea copilului în sine de a însufleți lumea din jos. Un copil nu este niciodată singur. E pentru că, de ce nu este singur? Pentru că el știe să însuflețească, mă rog, totul în jurul lui. Tocmai aici, dacă vreți, este capacitatea lui inventivă. Un copil este într-o stare de efervescență continuă. Noi, cei adulți, suntem obligați până la urmă să ne adaptăm vitezii lui de reacție. Și sigur că un scriitor pentru copii este obligat să fie sincer până la capăt, pentru că dacă nu este sincer, lucrul ăsta se vede, există, deci se vede golul. Pentru cel care este deci, pentru cititor, și acolo nu mai funcționează liantul între autor și cititor. În fine, ne pierdem unii în față de alții. Cam asta ar vrea să spun. Mă surprinde, de fapt nu mă surprinde, deci puterea autoarei de a scrie pentru copii. Da. Pentru că are doi copii și știe ce înseamnă copilărie, dar nu pentru asta sunt convins că o scris cartea, ci o scris cartea din nevoia de a fi copilărie încă o dată, pentru că venită din spațiu canadian, să spunem, o simțit în nevoia să reia contactul cu realitatea de aici, de la noi, și a făcut-o și pe bază de liris interior. Pentru că timp, deci ea a mai scris, după cum știm cu toții, o carte de proză scurtă. Dar lirismul și poeticitatea scrisului ei sunt foarte tagare. Mulțumesc! Bravo! Acum, poetesele care sunt atâtea, vreau n-o să vă lăsați așa în vin să dăm de dacă nu? La nivelul lui Mășchel. Adică, nu, Arghezi spune, fă-te la citit copil. El spune, eu încetul cu încetul am uitat tot alfabetul. Da, de, da.
Sigur că da. Adică, cadarea trebuie să fie și din partea cititorilor, da. Cât privește capacitatea oamenii sale de a realiza așa ceva, fără ca eu să fie citit, nici măcar două rânduri aici, pentru că abia am citit cartea cealaltă, de Roză Scurtă. O să vorbesc de aia. Sunt sigur că, acolo a dovedit niște calități de stil pe care îi vorbești și tu. Pentru că e foarte greu să scrii pentru copii. Cineva povestește că s-a dus la Creangă, s-au dus niște prieteni la Creangă să-l ia la o parte, la Bolgarezi. Și Creangă scria, spunea, din inta și din cânepă se fac cămeri. Și el spune, stai puțin, dar nu bine așa. Din inta și din cânepă, ăia s-au plictisit, s-au dus, s-au stat câteva ceasuri la un pahar de vorbă, s-au întors și Creangă la masă, tot fraza asta a opisat. Pentru că până când ajungi la un text care se comunice metatextual, până când ajungi la un text care mai ales să comunice aparent simplu, un lucru foarte profund, pentru că cât ne apropiem de cadarea asta a lucrurilor, cu atât e mai dificil de prins în cuvânt. E foarte dificil. Și presupun că această carte răspunde exemplu. De ce? Pentru că am citit mai înainte și știu că autoarea poate acest lucru. Vreau să spun și două lucruri despre... Da, despre cealaltă. Da. Nu, despre ilustrație. Ah. Este foarte, foarte bine ilustrația. Am avut timp să o citesc acum, ar fi timpul al meu, nu? Așa că m-am uitat pe ea. Ilustrația este la limita aceea între la invitația copilului care se joacă între anul colorate și acta subtilă a artistului autentic. Adică ea realizează în același timp și o imagine armonioasă și în același timp și o imagine transparentă prin care se vede. Este... Sigur că da. Păi, e foarte mult. Da. Vreau să mai spun încă un lucru în legătură cu cărările astea. Acum 2 sau 3 ani eram din Coasta de Azure, am intrat într-un hipermarket și într-un loc, într-un spațiu mic, era cineva care vindea realitatea de asta virtuală, se stătea la coadă. Încă era o mare noutate acum 3 ani, să zicem. Însă, formidabil. Da. Adică, este realmente formidabil. Da, deși puțin cam de mori, adică puțin mai mult, dar asta este. Asta e lumea care trăie mai aici. Vreau să, chiar să zic, eu când am văzut acolo chestia aia, m-am dus după aia la raionul respectiv și mi-am luat și eu niște ochelari de aici. N-ar fi rău, uite-ți, dar am o idee de aia. Da. N-ar fi rău ca aici să fie și ochelari de aia. Cineva care vine și se joacă aici, că păi vrea... Păi sunt ochelari care... A, nu, se vorbe. Da. La Oșan, eu am cumpărat la Oșan, erau 14 euro. Bine, sunt și mai sofisticați, sunt și numai de carton, mai 2-3 euro. Da, nu, ar fi o idee că atunci când cineva vine aici și se joacă, după aceea se poate repeta experiența și acasă cu un telefon. Pe telefon sunt timp, mă rezi, de asta mulțumesc. Thank you.
Da. Deci, socializare. Cu smotărie. Da.